Basme în limba română. Prințul fără defecte. A fost odată ca niciodată, într-un tărâm foarte îndepărtat, o prințesă care locuia acolo. Ea locuia într-un castel mare și avea mulți servitori care să o servească. Dar prințesa nu era fericită, pentru că un vrăjitor s-a îndrăgostit de ea. Vrăjitorul rău dorea să o posede pe prințesă. S-a deghizat într-o pisică uriașă și o urmărea pe prințesă peste tot. Doar un prinț putea să rupă blestemul. S-a aflat că prințul trebuia să calce coada pisicii și astfel prințesa va fi eliberată. Nu foarte departe locuia un prinț chipeș. A auzit despre frumoasa prințesă. Este groaznic! Prințesa trebuie să fie eliberată! Miniștri, nu anunțați pe nimeni de sosirea mea! Asta doar va preveni pisica! O voi călca pe coadă în timp ce vrăjitorul doarme dus! Și asta s-a și întâmplat. Pe măsură ce s-a lăsat noaptea, pisica uriașă a adormit. Prințul a călcat-o pe coadă și dintr-o dată... Cum îndrăznești? Las-o pe prințesă în pace chiar acum, îți ordon! Nu voi elibera, dar cine te va elibera pe tine? Vă blestem întâiul născut! Va fi născut un nas imens și nu va deveni rege doar dacă acceptă cu adevărat asta, deoarece regatul tău va avea doar un rege fără defecte. Acest blestem nu are nicio noimă, se gândi prințul. Fiul meu va realiza instantaneu că are un nas enorm. Și un nas mare nu este un defect. Nu ar trebui să-mi fac griji pentru asta. În acea dimineață, prințesa a fost cea mai fericită femeie din lume. Întregul regat s-a bucurat, pentru că vrăjitorul cel malefic a plecat. Prințesa s-a măritat repede cu prințul. Prințul era foarte fericit că s-a căsătorit cu frumoasa prințesă, încât a uitat complet de blestem și nu a spus nimănui despre el. Anii au trecut și prințesa, care era acum regină, a dat naștere primului lor copil. Prințul Hyacinth s-a născut în timp ce regele era plecat cu treburi. Dar fericirea nu a durat mult, deoarece regina nu a supraviețuit. Regatul nu și-a revenit după pierderea sa, când o altă veste rea s-a aflat. Vasul regelui s-a scufundat în mare. Prințul Hyacinth a fost singurul moștenitor la tron. Dar ceva nu era în regulă cu prințul. Vai, Doamne, acela este un nas normal? Jumătate din fața sa este acoperită. Oh, nu spune asta! El e viitorul nostru rege! Trebuie să ne asigurăm că nu vom menționa niciodată nasul său mare. Nu trebuie să fie niciun motiv pentru ca prințul nostru să se rușineze. E de datoria noastră să îl ascundem și să nu-l lăsăm niciodată să simtă asta. Așa că miniștrii și curtenii au decis să ascundă cel mai mare defect de pe fața prințului. Fiecare poză cu oamenii cu nasuri normale a fost scoasă din castel. Fiecare servitor, majordom, îngrijitor au fost avertizați. Nimeni nu trebuia să menționeze nasul cel mare. Fiecare trebuia să-l laude pe prinț și nasul său enorm. La școală au mers atât de departe încât au modificat istoria. Au arătat doar acei războinici care aveau nasuri mari. Cu toții râdeau de cei care aveau nasuri normale. Miniștrii au făcut tot ce le-a stat în putință. Chiar i-au rugat pe unii bărbați chipeși din regat să poarte nasuri artificiale de fiecare dată când intrau în palat. Prințul a crescut admirând și simțindu-se mândru de nasul cel mare. Defectul a fost ascuns. Prințul meu puternic, a venit vremea pentru încoronarea ta. Dar știi foarte bine regulile. Va trebui să te căsătorești pentru a moșteni cu adevărat tronul. Înțeleg, domnule ministru. Am vrut să-i cer mâna fiicei regelui Bensford. Este, într-adevăr, cea mai frumoasă prințesă.
Are un nas mic, dar am o inimă mare. O să-i accept defectul. Asta e foarte bine, frumosule. Voi face repede aranjamentele. Curtenii și slujitorii erau atât de obișnuiți să mintă despre nasul prințului, încât au uitat să-l informeze pe regele lui Bedford de defect. Regele a fost de acord cu căsătoria, dar apoi... Oh, prințul meu, prințul meu puternic! Prințesa din Bedford a fost capturată! Se aude vestea că un blestem a fost pus pe ea. Ea este ținută ostatică într-un palat de cristal. Bedford o caută chiar acum. Ce? Cine a îndrăznit să facă asta? Pregătiți-mi armata! Eu însumi voi porni să-mi găsesc prințesa! Și prințul a pornit cu oamenii săi. În timp ce se aflau în mijlocul unui deșert, o furtună de nisip l-a despărțit pe prinț de oamenii săi. Când s-a trezit, s-a aflat pe un tărâm ciudat. A mers și a tot mers, dar nu a găsit pe nimeni. Mi-e foame și sunt foarte, foarte însetat. Ce fac acum? Așteaptă! Aceea este o casă? Doamnă, m-am rătăcit! Pot să iau apă să beau și mâncare să mănânc? Desigur! Arăți obosit! Intră! Așteaptă! Acela e nasul tău? Este enorm! Să știi că n-am văzut niciodată un nas atât de mare pe vreun om viu sau mort! Ce? Brusc a început să vorbească atât de mult! Și nasul meu nu este enorm! Nasul ei este atât de mic! Dar mi-e foame și nu trebuie să mă cert cu ea! Doamnă, sunt foarte înfometat! Pot primi ceva de mâncare? Bineînțeles! Trebuie să fii foarte însetat! N-ai spus că ești însetat? Voi cere oamenilor mei să te servească cu puțină apă! Apa este vitală pentru corpurile noastre! Știi, îmi pare rău, dar mă tot distrage nasul tău! A fost întotdeauna atât de mare? De ce mai aștepți încă afară? Arăți obosit! Nu vrei să intri? Chiar vreau, dar presupun că vrei să vorbești despre nas mai degrabă decât să inviți un invitat însetat, înfometat în casa ta. Vorbești prea mult! Intră! Eu vorbesc prea mult? Eu? Doamne! Numai pentru că mi-e foame! Când prințul a intrat în colibă, a fost surprins. Cabana era decorată cu cele mai bune antichități. Arăta atât de bogat, prințul a fost surprins. Aceasta este casa ta? Nu este cu nimic mai prejos decât un palat. Cine ești tu? Mi-e dor de casă, așa că am construit una pentru mine. Vezi tu, eram regina unei țări îndepărtate. Cu câțiva ani în urmă mi-am pierdut drumul când am propus să vânăm. Din fericire am avut bijuteriile mele și o mână de oameni alături de mine. Este într-adevăr o poveste amuzantă. Nu mi-am dat seama când am luat o direcție greșită și am intrat mai adânc în pădure. Când am ieșit, am văzut locul ăsta. Le-am spus apoi oamenilor mei o poveste. Povestea unui rege și a unei pisici uriașe, enorme. Dar vezi tu, pisica nu era nimic în comparație cu nasul tău. O să se oprească vreodată în legătură cu nasul meu? Ea și-a pierdut drumul în timp ce pălăvrăgea cu slujitorii ei. Nu își dă seama că defectul ei de a vorbi prea mult a fost ceea ce a adus-o aici? Vrei să afli despre prințul și pisica uriașă? Aș prefera... Bine! Acum dacă tot insiști... Deci, această pisică a fost de fapt un vrăjitor care a blestemat prințul când a călcat-o pe coadă. Înțeleg acum. Servitorii sunt învățați să ignore defectul reginei. Vorbește prea mult, dar li se spune să nu mai menționeze niciodată. Ce prostesc! Cum poate cineva să nu își vadă propriile defecte? Tu mă asculți? Cum se face că nasul tău nu te deranjează niciodată? Acum că prințului nu-i mai era foame, nu putea să mai îndure. Doamnă, vă cer să nu mai menționați nasul meu. Este absolut nepoliticos. Am spus eu că vorbiți ca un papagal sau că aveți un nas îngrozitor de mic? Nasul meu mă face chipeș.
Sunt mândru de asta! Mulțumesc pentru mâncare, voi pleca să-mi găsesc prințesa! Presupun că nu ai oglindă în palatul tău, măreț! Și chiar dacă ai găsi prințesa într-un palat de cristal, cum o să rupi blestemul sărutându-i mâna? Nu-ți va sta în cale nasul tău frumos? Pun pariu că nu-ți poți vedea propriile picioare cu acel lucru enorm pe fața ta! Sunt un prinț respectabil! Nu mă voi angaja în argumente neînsemnate! Voi pleca în acest moment! Este ciudat! Ea are dreptate! Nu-mi pot vedea picioarele! Acest lucru trebuie să fie normal pentru mulți regi și regine mărețe! Ce știe ea? Nici nu și-a dat seama că mi-a oferit o soluție de a rupe blestemul! În drumul său, prințul a dat peste o piață. Mulți oameni care treceau arătau spre nasul prințului și chicoteau. Este ciudat! Toată lumea are nasuri atât de mici! Și ei îl găsesc pe al meu ciudat! Tot acest regat e ciudat! Dar îndoiala a început să-și croiască drum în mintea prințului. Toți aveau nasuri mici, dar nimeni nu arăta urât. Când a ajuns la palatul de cristal, a chemat prințesa. Prințesă, sunt eu, prințul Hyacinth. Am venit să te salvez. Oh, iată-te! Dar ce-i aia de pe fața ta? Acela e nasul tău? Putem vorbi despre nasul tău mic mai târziu. Lasă-mă să rup blestemul. Prințul a escaladat castelul și a luat mâna prințesei. Când era pe punctul să o sărute, și-a dat seama că buzele sale nu pot atinge mâna prințesei. Îmi pare rău, prințesă. Nu pot rupe blestemul. Niciodată nu mi-am dat seama de asta. Nasul meu este într-adevăr enorm. Întregul meu regat m-a făcut să mă simt perfect cu acest nas. Dar este un defect și trebuie să trăiesc cu el. Așteaptă, tu! Ești aceeași femeie bătrână care nu mai tăcea despre nasul meu. Cum ai ajuns aici? Unde sunt servitorii tăi? Eu nu sunt regina, prințul meu. Trebuia să mă ascund să te fac să vezi defectul tău. Împărăția ta a fost blestemată de un vrăjitor. Trebuia să accepți cu adevărat defectul tău pentru a deveni rege. Și acum ai rupt blestemul. Nu ți-ai văzut nasul, prințul meu? Nasul meu? Oh, e o dimensiune normală acum. Deci, nu mai am defecte acum. Nu, copilul meu. Toți avem defecte. N-ai rupt blestemul prin micșorarea nasului. Iubirea de sine este într-adevăr importantă, dar prea multă ne împiedică să ne cunoaștem propriile noastre imperfecțiuni. Atingem ceea ce dorim cu adevărat doar atunci când identificăm propriile imperfecțiuni. La fel cum ți-ai găsit prințesa și ai rupt blestemul dându-ți seama de defectul tău. Numai atunci când vedem propriile imperfecțiuni, devenim perfecți în adevăratul sens. Prințul și prințesa s-au întors în regatul lor și s-au căsătorit. Împărăția avea acum un rege cu adevărat perfect.